Eu vreau să spun cum noi am rezolvat această problemă în raionul Ocniță. Deci în raionul Ocniță, acolo președintele raionului este de-a nostru, din partea socialiștilor. Și avem majoritate în Consiliul Raional. A venit indicația de la Ministerul Educației să închidă școlile în raionul Ocniță. 1.600.000 de lei nu le ajunge. Noi am luat decizia în Consiliul Raional că nu închidem nicio școală. Am făcut un apel, am găsit sponsori, inclusiv în cadrul campaniei naționale Iubesc Moldova, pe care o conduc. Am găsit 1.600.000 de lei și la 1 septembrie, azi în Ocniță, nu se închide nicio școală.